Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă prezentare despre camerele digitale DSLR. În cazul de față vă prezentam un primul videoclip Canon 30D, iar acum o să vă prezint obiectivele care în momentul de față eu le am și care zic eu că sunt mult mai importante decât camera în sine. Bine, și camera este foarte importantă, nu mă înțelegeți greșit, dar obiectivele sunt în mare măsură cele care vă ajută la fotografii reușite. De ce spun asta? Pentru că mulți dintre noi, și în cazul meu trebuie să recunosc, am crezut că camerele fac același lucru ca și camerele normale digitale, adică au o plajă de zoom și zoomuim și atât. Da? În momentul în care facem zoom maxim, o să iasă cam pozele bluruite și nu o să iasă nimic de capul lor. În realitate, adevărul este undeva mult mai departe și o să vă prezint în minutele următoare ce înseamnă chestia asta. În cazul de față avem două obiective, un obiectiv 28 la 80, da? Și cu autofocus și manual focus. Acest obiectiv are o deschidere de F de la 1 la 3,5-5,6, adică 3,5 în minim, iar 5,6 în maxim. Da? Acum la 80 o să fie 5,6, ceva mai mare. Bine, cele mai bune obiective sunt cele cu o deschidere mult mai mare, adică de la 1,4, 1,8, depinde de plaja pe care o au. În momentul de față, cele mai bune obiective sunt cele de la 70 la 300 cu 2,8 fix, sunt undeva la 2000 și ceva de euro, ceea ce înseamnă o sumă exorbitantă pentru cine consideră că și le permite. Eu zic că sunt cele mai bune obiective pentru acest tip de fotografie la distanță, în cazul de față. Da? Deci dacă tragem frumos de inelul de zoom, o să vedem că această deschidere se modifică. Bun. Asta înseamnă această mișcare de la 3,5 la 5,6. Dar în cazul în care o montăm pe cameră, o să vedem că această distanță, să zicem așa, se schimbă și în momentul în care avem zoomul, F-ul o să crească. Și o să fie de la F3,5 la F22 și așa mai departe. Bun. În cazul de față, de la 3,5 la 22 înseamnă că acel 22 o să fie exact foarte mic și avem nevoie de un timp de expunere foarte mare, ca așa încât prin acel punct foarte mic să intre cantitatea de lumină necesară pentru a putea compune, să zicem așa, fotografia dorită. În caz de față, pentru o fotografie macro avem nevoie de 0,38 de metri. Și la cel de 18 la 55 avem nevoie de 0,25 de metri, da? Undeva mai puțin. Bun. Obiectivul de la 18 la 55 începe undeva mai aproape, da? Dar se termină tot așa undeva la o distanță ceva mai scurtă. Deci are un zoom de aproape 3 puncte. Iar cel de la 28 la 80 are undeva la 3,5 puncte, da? Adică la 28 la 80 sunt aproape 3,5. Bun. Obiectivul de la 18 la 55, cel de kit cu care a venit camera, este un obiectiv de tip FS cu stabilizator de imagine, autofocus, manual focus și acel inel de focus este în partea superioară, da? Este aici și îl lucrăm în momentul în care lucrăm cu camera cu focusul manual. Pentru începători nu este indicat. Pentru începători este important să fie autofocus, să fie image stabilization, așa încât să nu fie dezamăgiți de fotografiile blurate care vor ieși pentru început. Da? Foarte important. În camera digitală, dacă setăm, să zicem, pe modul manual, o să avem nevoie să ne descurcăm să facem un timp de expunere, este nevoie să știm să facem o deschidere a diafragmei și așa mai departe, toate sunt necesare pentru a crea o fotografie extraordinară și diferențele dintre cei care creează fotografii și cei care fac fotografii sunt foarte mari. Așa încât, pentru a crea fotografii, aveți nevoie de aceste obiective, aveți nevoie de un timp de expunere, ziceam, să vă descurcați să setați un timp de expunere, să vă descurcați să setați diafragma, deschiderea diafragmei și toate nebunele care intră în această fotografie digitală. În cazul de față, încă învăț, așa că nu vă pot recomanda foarte multe decât să faceți foarte multe fotografii, să vă cumpărați foarte multe obiective dacă reușiți și să vă distrați
compunând fotografii. Vă mulțumesc, la revedere!